După un început de sezon excelent pentru CS Rucăr, gruparea de Liga a 4-a avea să termine prima parte a campionatului în genunchi. La penultima apariție pe propriul teren în confruntarea cu Vulturii Priboieni, CS Rucăr a avut jocul în mână, însă, pe fondul unei ușoare relaxări, avea să piardă la limită 3-4, cu un gol primit în ultimul minut de joc. În ciuda faptului că au intrat la cabine în avantaj de 2 goluri, 3-1, grație reușitelor lui Răuță de 2 ori și Eduard Mihai odată, rucărenii s-au văzut prea devreme învingători și acest lucru avea să-i coste. Ciuc în adâncime partea stângă pentru Pârnuță. Intră Pârnuță în careu. Șut și 1-1. Frumoasă acțiune de atac a echipei gazdă. 4-3. Tudoran pe stânga. Să vedem continuarea fazei. Intră în suprafața de pedeapsă. Cearcă la colț lung și Eduard venit din spate. Punctează 2-1, stimați spectatori. A urmat deplasarea de la Albota, acolo unde CS Rucăr a trăit un adevărat coșmar. Gazdele le-au administrat rucărenilor o corecție severă, predându-le totodată și o adevărată lecție de fotbal. 11-3 a fost scorul final cu atacantul de la Albota, Ristea, aflat într-o zi de grație. 8 goluri marcate și 3 pase de gol, stabilind și un record de goluri greu de egalat. CS Rucăr avea să încheie prima parte a campionatului cu un joc pe teren propriu, însă nici de această dată nu a reușit să se impună, chiar dacă adversarul Delere Pitești părea unul facil. Bogdan Simion cu o dublă, Ciorciovel din lovitură de pedeapsă și Eduard Mihai au fost marcatorii rucărenilor, ultimul fiind înger și demon pentru gazde. După golul marcat, Eduard Mihai a intrat în vizorul arbitrului de centru din cauza faulturilor repetate și, atenționat fiind de central, a continuat să joace la limita regulamentului, forțând parcă eliminarea. Delere Pitești a profitat de omul în plus și a egalat pe final de joc printr-un gol de generic. Jucătorilor de la Pitești a încercat pentru Mihai Eduard, a sărit foarte bine Ciobanu și, în ciuda faptului că este mult mai scund decât Mihai Eduard, a reușit să îl deposedeze și acum 3-3, scăpat în banda stângă, Ionuș Ciucă, iată, face dubla, Ionuț Mircea șutează, gol imparabil, foarte frumoasă execuția lui Ionuț Mircea în vinclul, direct în vinclul porții apărate de Ileana Plonjon, inutil la această minge. CS Rucăr încheie prima parte a acestei ediții de campionat pe poziția a 13-a în clasament cu doar 14 puncte, având o linie de clasament cu 4 victorii, 2 egaluri, 9 înfrângeri și un golaveraj pe minus, 33 de goluri marcate și 55 primite.